Drumul Regelui a fost închis la începutul lunii noiembrie a anului trecut. Atunci, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat că DN7C să fie închis până în luna martie. Reprezentanții secției de drumuri naționale au spus că pe șosea sunt cantități mari de zăpadă, așa că s-a stabilit prelungirea cu încă o lună a restricției rutiere. Cabanierii sunt nemulțumiți de acest lucru și spun că zona este în moarte clinică. Dacă nu va veni nici de la această dată turiști, ca și anul trecut, secetă mare de turiști și din cauza faptului că Transtrapina nu e deschisă și ne tot întreabă turiștii și atunci nu mai vin și îi reziliază rezervările. Propune Ministrului Justiției să facem, punem niște gratii, să facem pușcării relaxante pentru pușcăriași sau pentru guvern să aducem cei 8.000 de refugiați să-i aducem la noi acolo în rând, care punem bariera la intrare și la ieșire pe Transalpina și ținem în condiții bune acolo, n-au unde să fugă și cred că e cea mai bună rezolvare atâta timp cât turismul în Rânca este în moarte clinică. Cabanierii acuză pe drumar că exagerează cu estimările despre stratul de zăpadă. Aceștia se tem că și de 1 mai vor rămâne cu ochii în soare. Avem o super ofertă în Rânca, toți proprietarii de pensiuni, vile și hoteluri au făcut din 5 zile 3 cu plată, 2 gratis. Zăpadă pe Transalpina, din ce am văzut acum niște fotografii aduse de Salvamont, semnele cu denumirile de trasee și de localități deja se văd. Semnele având în vedere că au undeva la 2 metri, 2 metri jumate, sunt undeva, cred că la 1 metru jumate, 1 metru 80 acum nivelul de zăpadă. Deci nu chiar la 5-10 metri, cum spun unii. Și cred că dacă 2 săptămâni ar merge deja cu 2-3 freze și uite la jevole acolo, cred că 2 săptămâni jumate, 3 se poate crea mersul. Pentru că și dacă are 10 metri, domnule, turiștii chiar se dau jos, facă poze acolo unde trec prin niște tuneluri de zăpadă. Nu? Pentru ei e ceva, vine din Constanța, unde n-a prea fost zăpadă, vine din București, chiar unde a avut 2 zile, e ceva superb. Potrivit conducerii secției de drumuri naționale Târgu Jiu, în mod cert nu va fi timp ca șoseaua să fie pregătită și redeschisă pentru mini-vacanța de 1 mai.